Luna iulie ar putea fi luna în care vom avea primul mare eveniment organizat la mare cu cel puțin 1000 de participanți. Afaceriștii din domeniul turismului vor să organizeze ori un concert, ori un festival de tipul street food pe care să-l monitorizeze îndeaproape din punct de vedere epidemiologic. Aceștia au fost încurajați de concertele experimentale derulate recent în Spania și în Olanda, unde s-a testat terenul pentru a vedea dacă se pot organiza manifestări cu un număr mare de participanți, bineînțeles, fără riscuri. Deschiderea noului sezon estival bate la ușă, iar litoralul românesc pare că se îndreaptă spre al doilea an fără evenimente, lucru îngrijorător pentru cei din industria Horeca. Unele state, precum Olanda sau Spania, au început deja să organizeze evenimente pilot pentru a putea monitoriza rezultatele și pentru a găsi o soluție pentru ca festivalurile și concertele să poată să aibă loc în condiții de siguranță pentru populație. Acest lucru ar putea fi posibil în această vară și pe litoralul românesc, cel mai probabil pe plaja din Constanța, ori în stațiunea Mamaia, unde ar putea fi organizat un eveniment în luna iulie. La acesta se dorește participarea a peste 1000 de persoane, care trebuie să prezinte fie un test COVID negativ, fie un certificat de vaccinare, sau va exista și posibilitatea efectuării unui test rapid înainte de intrarea la eveniment. Dorim să organizăm noi un eveniment, după modelul celui derulat deja ca și test în Olanda. Vrem să fie un eveniment experiment, pilot. Poate fi un eveniment muzical, un concert, un festival sau unul gastronomic sau unul de tradiții, de exemplu. Mamaia are experiență când vine vorba despre astfel de evenimente. De data aceasta însă, inițiatorii au cerut sprijinul celor de la DSP și prefectură. Din păcate, în acest moment, legea interzice un astfel de eveniment, dar vorbim totuși de o perioadă lungă de timp, vorbim de 2-3 luni, în care, dacă situația epidemiologică va permite, legislația poate accepta și astfel de evenimente. În cazul unui concert în aer liber, plaja este locul cel mai nimerit pentru organizatori. Sunt spații largi, pot fi îngrădite, mulțimea poate fi controlată și, în plus, zgomotul nu-i deranjează nici pe turiști, nici pe localnici. Și managerii restaurantelor sunt foarte încântați de această idee. Ar fi ca o gură de aer pentru supraviețuire acum. Avem mulți colegi în șomaș tehnic, vor reveni la muncă și cât de cât ne vom relua activitatea. Olanda a decis recent să deruleze un concert experiment. La evenimentul organizat în una dintre cele mai mari arene din capitala olandeză au participat aproximativ 1300 de persoane. Timp de 4 ore, unii dintre ei au stat chiar și fără mască. Toți cei prezenți au fost încurajați să se desfășoare ca în vremurile de dinainte de pandemie. Toți participanții au fost testați înainte și au putut participa doar cei cu test negativ.